Totul e absurd. Iată-l pe unul care își petrece viața câștigând bani ca să-i pună deoparte, chiar dacă nu are nici moștenitor, nici speranța că există vreun cer capabil să rezerve o soartă transcendentă a verii sale. Iar altul face toate eforturile să-și construiască o reputație care nu îi va servi decât după moarte fără să creadă totuși în supraviețuirea ce ar îngădui să se bucure de acea reputație. Un altul se dă de ceasul morții căutând mii de lucruri pe care de fapt nu le apreciază. Încă unul tot așa. Unul citește inutil ca să afle. Celălalt se bucură la fel de inutil că trăiește. Mă aflu într-un tramvai și examinez pendelete, cum e obiceiul, cele mai infime detalii ale persoanelor aflate în fața mea. Pentru mine, detaliile sunt lucruri, cuvinte, litere. Rochia pe care o poartă fata de vis-a-vis, -vis, o descompun în elementele ei componente, în țesătura din care e făcută. În munca necesară la crearea ei, fiind vorba de o confecție și nu doar de o simplă țesătură, în broderia fină ce înconjoară baza gâtului, la rândul ei descompunându-se în firul de mătase din care e alcătuită, și în efortul necesar la brodat. Iar imediat după aceea, ca într-o carte elementară de economie politică. Se etalează în fața ochilor mei tot felul de uzine și tot felul de activități. Fabrica unde a fost țesut materialul, atelierul unde s-a făcut broderia, de o nuanță ceva mai închisă, cu desenul ei complicat, servind ca ornament pentru acea parte a rochiei de la baza gâtului. Văd atelierele fabricilor, mașinile, muncitorii, croitoresele. Ochii mei îndreptați spre interior, pătrund cu privirea prin birouri, îi pe director căutând un moment de liniște și supraveghez în registre contabilitatea fiecarei operațiuni. Și nu mă mulțumesc doar cu atât, văd mult mai departe viața zilnică de familie a celor care se consumă în aceste fabrici, în aceste birouri, se desfășoară sub ochii mei lumea întreagă, totul decurgând din simplul fapt că zăresc la baza unui gât bronzat, care aparține, nu-mi dau seama de alt minteri, cărui fel de cap și de chip, un guler strâmb brodat cât se poate de drept, verde închis pe vertele mai deschis al rochiei. Am în fața ochilor întreaga viață socială, de altfel, reușesc să deduc și iubirile, secretele, starea de spirit a tuturor celor care au muncit pentru ca femeia aflată în fața ochilor mei în tramvai să poată etala de jur împrejurul gâtului ei muritor banalitatea șerpuitoare a unei dantele de mătase verde închis, detașându-se pe un fond de un verde ceva mai deschis. Mă ia cu amețeală. Băncile tramvaiului, împodobite cu o țesătură de pai, când mai îngustă, când mai lată, mă transportă spre ținuturi îndepărtate. Se înmulțesc și ele în industrie, muncitori, vieți, realități, totul. Cobor din tramvai epuizat, somnambulic. Am trăit o întreagă viață.